Piramidă de imagini în paginile web. Căutarea imaginilor pe internet. Creative Commons este o asociație non-guvernamentală globală dedicată susținerii unui internet liber și accesibil, îmbogățit prin cunoaștere și resurse creative pentru ca utilizatorii de pretutindeni să le poată folosi, distribui și mai ales dezvolta. Tabelul licențelor Creative Commons. Drepturi de utilizare. Examinați întotdeauna cerințele de licențiere ale imaginilor pe care doriți să le folosiți. Exemple de consultare a drepturilor de utilizare. Adăugarea imaginilor în paginile web. Exemple de fișiere imagine acceptate pe web. Imaginile grafice sunt construite din pixeli, puncte distincte de informații. Imaginile influențează viteza de încărcare a unui site, astfel încât este recomandată redimensionarea imaginilor. Iată un instrument online gratuit de prelucrare a imaginilor. L-am folosit și eu pentru a redimensiona imaginea de fundal a paginii. Ochiul uman nu sesizează distinția între rezoluții diferite atunci când privește pe desktop o imagine, cu atât mai mult pe un telefon mobil. Marcajul necesar adăugării unei imagini pe o pagină web este marcajul image. Observația de bază care însoțește această operație este aceea că cele două fișiere, imagine și HTML, trebuie plasate neapărat în același folder. Atributele marcajului image. Atributul SRC, prescurtarea pentru source, care precizează locația imaginii. Atributul alt, esențial pentru optimizarea indexării paginii web în căutările de pe internet. Iată textul alternativ afișat în situația în care imaginea nu a putut fi încărcată. Atributul border. Atributele high și wide. Atributul align. Imagini externe paginii web. Marcajul ancoră, marcajul anchor, este cel care poate implementa o legătură între o imagine inserată în pagina web și o imagine externă paginii web. Exemplul ilustrează acest tip de legătură. Pentru că legătura se poate face nu doar între două imagini, ci și între un text de pornire și o imagine de sosire. Textul este petunie vărgat alb-roz, imaginea este chiar afișată pe ecran.
Suntem într-o sesiune de autoevaluare. Realizați o piramidă de imagini animate. Cerințe. Piramida trebuie să ocupe 3 nivele, să fie compusă dintr-o aceeași imagine animată diferit prelucrată, piramida să fie aliniată central, una dintre imaginile prelucrate să facă trimitere către fișierul grafic cu setările inițiale, una dintre imaginile animate prelucrate să prezinte chenar de dimensiune 10. Textul sursă al paginii realizate. O a doua aplicație practică propusă ca temă pentru studiu individual. Realizați o piramidă de imagini pe tema celor 7 minuni antice. Piramida să ocupe 3 nivele, să fie aliniată central și una dintre imagini să facă trimitere la imaginea cu setările inițiale. Ajutor pentru documentare. Vă mulțumesc!